Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria asta cu GTA San Andreas Multiplayer. Astăzi ne regăsim pe contul cel mare, Dark Furmun, debanat aseară la ora 11:48 seara. Și deja, pe cum bine vedeți, mi-am făcut puțin de cap, am implementat niște moduri noi. Nu prea place muzica asta, să schimb muzica. Ok, haideți să... Singurul plan pe care l-am pentru astăzi, acesta, să vă arăt că am luat un ban și să mergem la dealership-ul din Los Santos, să ne uităm pentru niște mașini, pentru că cât de curând aș vrea să mă asigur achiziționarea unui vehicul. Eu în sloturile pentru mașini am un Blista al lui Răzvan, Landstalker-ul și Phoenix-ul. Phoenix-ul este în valoare de 180.000 sau ceva de genul, dacă nu mă înșel. A, acum 160. De ce? Dar nu înțeleg de ce scade prețul. Ce fain se vede nitro-ul, ia-te, frate. Și după cum bine vedeți, mi-am implementat un nou sistem de moduri. Este acel mod pe care l-a avut și Awake, dar modul full implementat pentru această versiune de San Andreas nu este recomandat. Îți trebuie versiunea 1.0 de la GTA. Și eu am luat-o pe aia cea recentă, ceva de genul, dacă nu mă înșel. Și la start până de a crash. Așa că am șters eu o chestie și mi-a eliminat niște chestii considerabile, dar mă rog, unele chestii s-au păstrat și este foarte ok. Haide totuși să ne îndreptăm spre dealer shop. Așa, dealership. Și o altă noutate, am început să filmez cu OBS. În sfârșit am dat și eu de cap setărilor. Mulțumită prietenul meu Andrei. Îi mulțumesc foarte mult pentru chestia asta și după cum vedeți avem un scris pe care v-aș ruga să îl citiți până în momentul ăsta. Iar de acum o să rămânem doar cu această imagine ca să simbolizăm clar această serie. Că doar nu puteam să pun acolo, să pun pe Cristiano Ronaldo acolo și eu mă joc Samp. Ați înțeles ideea. E, oricum este o mică improvizație pe care am decis eu să o adaug. Posibil ca în viitoarele videoclipuri să nu mai existe asta. Bă, ce fain nitro, bă, frate. Da, am luat-o pe drumul greșit, știu, dar lasă nimica cu asta, mai facem și noi mai petrecem niște timp împreună. Sunt decât doi prieteni din lista mea conectați. La 11 ai critical, da. Băi, frate, vă știți ce greu a fost să ai contul banat 30 de zile din cauza unei neînțelegeri? Nu cred că unii știu, da. Și aseară eram cu Andrei, eram la casa lui și am intrat pe cont și ei zis, bine bă, și el face, pune semnul întrebării că de ce. Pe bune, a fost așa o eliberare că mi-am debanat contul, că era foarte inconvenient să pornesc de la zero pe contul al Dark Fur YouTube. Cu ăla am făcut level 7, fac astăzi level 7 dacă vreau, fac azi level 7 și las acolo. Numai pentru respect point-uri și pentru... Ce prost sunt! Referal-l-l... Referal... Cum se știe, mă, codul ăla de referal, că n-am idee. Să-mi extrag respect point-urile și banii făcuți... Nu, că de pe site-ul cum se iau. Ok, hai să intrăm în... Deși bai vehicle aoleo, trebuie să dau pradioul acum mai păi ești nebun. Oh.
Ele pot fi returnate la leadership unde vei primi 40% din valoarea acestora. Suma va fi atașată în partea dreaptă. A, mișto. Costa asta 720 gold. Stai numai cu gold, poți să cumperi? Bui vehicle. Din acest leadership vei putea cumpăra vehicule prin metoda gold. Pentru a cumpăra vehicul premium, asigură-te că ai un slot liber prin comanda vehicles. Vehicule din shop sunt permanente și nu pot fi vândute altor jucători. Ele pot fi așa. Sunt așa, stai în partea dreaptă și nu știu, nu știu. Nu facem altfel. Bă, premium vehicle 3 de gold. Du-te Am aici. primit încă 10 goluri și 1000 pentru first buy. Ok, haide să dăm nou buy vehicle. Da, numai... Gold. Da. Trebuie gold, nu trebuie să ai cont premium. Nu, contul pe mine pentru altceva. Păi de ce te uiți? Asta s-a făcut va update și s-a băgat... Că nu ai suficient, păi nu, puteai și prin bani, dar... Dincolo poți. Unde dincolo, mă? Mai e unul, uite. A, Acolo e păi tine. Dumnezeu, mătii care ești. A, ce să mă costea, mă? Dă-i mă la maxim, mai încolo, la 100k. Hotring-ul e 8K, interesant. Premium. Uite, pentru la asta mă ziceam eu, la asta. Bullet e un caca jumate, Banshee la fel, Turismo, Bești. Shetah, Sultan, Banshee. Falo, Elegy, Comet, ăsta Zeree e mișto. Și GT-ul e fain. Ce mă? Jester, Sentinelul, Caca, Alpha, Flash, Sabre, Sand King-ul și ăsta e fain. Blade, Savannah, Ranker, Eros, 165 test model. Ai 30 pentru a testa vehiculul, nu părăsi. Merge fain, nu? Euro ăsta. Chiar merge fain. Euro să chema 700 k. Aia, asta n-ar fi problema. Ok. Eu pot să-mi iau pasta, mă, ești nebun. Deci mergi la dubiță. Bobcat, Glendale, Hermes, Tampa, Manana, Bravura, Landstalker, Cadrona, Saddler, Burrito, Oceanic, Tornado, Pravion, Camper, Journey, Sunrise, Emperor, Blista Compact, 83 de K. Clover, Esperanto, Yosemite. Ana, ce faină e asta! Chiar faină. Așa ca și design, mă refer, ca și o mașină de teren. Zici că e Nissan. N-am dat, zici că e Nissan. Mamă, dar aia curbele astea, cred că trebuie să te duci de pe banda a doua. De pe contrasens. Folosim mașina. Și acum dăm din nou din spate de la Euros, Remington, Huntley, Slamvon, Uranus. Elegant, și asta e mișto, elegantul. Și merit. Admiral, limuzină. Hustler. Ce mașină de... pentru mormântare. Stafford 853, Tahoma, Nebula, Majestic, Green. A, uite mă, că este mașina asta, mă, înseamnă, dar pe cine ea? Nu. Washington Club Phoenix 193 de ca Phoenix-ul. Oare aș putea să dau 170? Premier Prismo 143. Mă uit acum la viteze 160, 60, 60.
Mama, dar cum se aude, zici că... Aoleu, cum se aude. A, prinde 214. Uite-mă Inferno Soul și-l căutam ta. Hai să testăm Inferno Soul. Băi, noroc că aș pus să pun Andrei mașinile la casă, că mai aveți și voi. Și voi și eu. Cât o mașină așa mai rapidă. Dacă nu e Inferno Soul, este Bullet. Dacă nu e Banshee și tot așa. Monster Truck-ul ăla știam că e scump. Da, Infernus mi-aș dori eu în mod normal, dar mă rog, mai e până strângem bani. Și cheta asta e mișto, Sultan, Buffalo, Elegy, Comet. Hai, vreau să testez ZR-ul ăsta. În San Andreas single player este destul de folosită mașina asta, după câte știu eu. În prezent am 27K aici, și 150 în bancă, adică 179, nu, 180. Dacă adunăm tot. Ba, e aproximativ 180. E, da, sunt cam puțin bani pentru ce pretenții am eu. E, asta e, nu e nimica. Mi-a dispărut mașina? A, ba nu, uite aici, bossule, mașina. Nu prea mai am viață. Hai să facem ceva. M-am dus să iau gift-ul, am luat gold, aseară ce am luat? Am luat 25 de K, 4 respect point-uri și încă ceva. Bă, dar ce fain e, mă, să mergi cu nitro-ul ăsta, pe bune. Mi-a zis și numărul cu ocazia asta. Păi, dragi fete, cred că aici o să pun eu capăt acestui episod. Îmi pare bine că v-am revăzut. Îmi pare foarte bine că am scăpat de acea pedapsă cu contul banat și mi-am recuperat contul ăsta. Să sperăm că o să facem de acum încolo și eu videoclipuri din ce în ce mai bune și voi să mi-acordați un suport din ce în ce mai intensiv. Și aici se încheie un episod cu numărul 10 cumva. Da. Eu acum probabil o să mă duc să fac quest-ul la Pokémon. Să iau și eu, iau 100K, 200 gold, 20 RP-uri. Deci când am văzut 20 de respect point, gata. Și, dragi prieteni, eu am fost la linie, iar până pe data viitoare vă urez toate cele bune. Nu uitați de like, de un comment și de un subscribe la canal ca să-l ridicăm. Eu am fost Alin, mai precis Dark Full Moon, iar până data viitoare vă urez toate cele bune. Toate bune și salut!